atunci nu poți să te superi când eu interacționez cu alți oameni. Păi, dacă tu eviți pe ea, asta e. Și nu trebuie să impui pe nimeni altcineva să fac ceea ce faci tu, păi, Doamna. Păi eu ți-am impus ceva? Da, asta ai făcut. Ce? Tu m-ai îndepărtat de când a fost Patricia lângă mine. Sau când eu m-am fost imparțială cu ea și n-am fost acolo să te țin pe tine sus. Bine, mie îmi place când am atenție. Care-i treaba? Dar nu, dar tu când ești, când ai o prietenie, scuză-mă. Uite. Ai vrea să, nu știu, Bianca, chiar dacă sunt în cameră cu Patricia, ți-ai fi dorit, chiar dacă, să zicem, a avut dreptate Patricia să țină tot cu tine? Nu, acolo nu a fost faza. Eu am ascultat. Ai zis că nu, dar tu nici măcar nu intri la noi în cameră că este Patricia. Bun, nu vreau. De exemplu, eu dacă tu nu treci peste prag, când ai venit să iei banii, tot n-ai intrat. Foarte bine. Eu așa și discuția am avut cu Emma în casă. Dacă tu nu ai plăcut de o fată normal. Care noi suntem în casă, te rog frumos să ne respectăm reciproc și să nu ne aduci nici persoane care eu nu le înghit, de exemplu. Și eu, la rândul meu, am să o ascult pe dânsa. Acolo e casa noastră. Eu zic în eu camera mea. Eu nu primesc oameni eu străini. Zis, intră. Tu n-ai intrat că era Patricia. Pentru că nu vreau. De când s-a mutat Patricia în cameră, tu nu intri în cameră. Știu. Păi cum? E normal? Da, eu ți-am spus-o. Am avut așa regulament noi împreună. Dacă nu trăim într-o casă. Nu-mi place, de exemplu, de Mihaela să vină la mine în casă. Mihaela la mine în casă n-a să intre, pentru că acolo e casa mea, acolo e confortul meu și basta. Da, și asta e prietenie și regulamentul prieteniei voastre. Eu nu mai vreau regulamente și de asta știu între noi s-a nu-i regulament de prietenie, regulament de casa unde trăiești și confortul tău. Păi eu eram la mine, tu. De ce nu intrai la mine? Intru la tine în casă. Și eu nu aveam regulament. Eu nu înghit cu Patricia și basta. Păi și de asta. Păi care-i treaba? Toți oamenii care înconjoară pe fata asta sunt neprieteni cu tine și îți vreau păi, dar nu vreau eu să așa tu crezi. Să mă contactez cu dânsa, nu vreau să vorbesc, nu vreau. Acum am păi, plăcere. Și de asta? Am spus că nu vreau eu să mă împac cu dânsa, am spus că nu vreau nici să discut. Și de asta? Să fac timp, pentru că e posibil să vorbesc, acum nu vreau. Păi și nu de asta? Nu să vorbesc. Și de asta? Și de asta ce? Noi ne-am îndepărtat. Dar lasă-mă, te rog. Păi de asta, de asta tu m-ai îndepărtat, dar de favorurile mele, la ele n-ai renunțat. La ele e ok. De asta și zic. Oh. Dar cumva și părerea oamenilor de afară, că ai spus ieri la un moment dat că cumva ai primit și foarte multe mesaje în legătură cu aspectul ăsta, te-a făcut să te îndepărtezi mai mult de Bianca? Nu, eu am primit din primele zile când am început prietenii, dă-mi voie să vorbesc, foarte multe atenționări și așa mai departe. Nu-i zic ca să nu vă pot arăta la toți, adică nu e o minciună sau ceva. Dar eu continuam că e nu e așa, trebuie să o cunoașteți, bla 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 și nu știu ce acolo. Nu, asta cu avertizările e o prostie, după părerea mea, pentru că și băieții au primit la adresa mea și nu le-am făcut nimic la niciun. Adică asta primesc toți, despre noi... băieții vechi și eu primeam despre Radu, adică... Dar situația de ieri... Dar ce situație de ieri, că Nona, tu ai pornit? Tu ai pornit chestiile astea, tu mi-ai zis prima să tac, de la tine s-a pornit, nu de la mine. Nu de la mine, eu pe tine n-am început niciodată nimica cu tine. În sens negativ, nici Bianca, de cum. Când s-am spus să taci, știem foarte bine că între mine și tine este o prietenie. Eu așa o consideram cel puțin. Păi se pare că și nu. Când se pare că nu. Bun, asta e fix zero. De ce? Ce părere ai tu despre prietenii noștri sau nu? Cel puțin Nona, eu te-am văzut. Dacă noi eram prietene, de ce nu mi-ai spus ceea ce mi-ai spus ieri de Patricia? Care e noutate, care era de la începutul emisiunii. Tu mi-ai spus asta ieri. De ce nu mi-ai spus atunci dacă eram prietene noi atunci? Pentru că eu ție tot ți-am spus. Tot ceea ce am spus eu ieri, aici, față de doamna Andreea, ți-am spus și ție la hotel. Și cu tine am rezolvat fiecare chestie, ți-am spus-o. Și tot. Eu vrei să zici că niciodată nu m-am apropiat de tine și ți-am zis, băi, asta eu n-am vrut să o vorbesc în casă, asta nu mi-a plăcut. Da, dar uite, chestia asta mi-ai zis-o, e vorba de Patricia, nu de înainte, de mesajele care tu le-ai primit. Bă, persoana ei nu intră nici pe gât, care-i treaba? Nu pot să o înghit și atât. Și atât, bine. Atât. Bine, atât. Păi și asta n-ar trebui să aibă legătură cu alte persoane care o înconjoară pe ea, că nu că are o boală sau ceva. Mă, tu acum iar o bagi pe dânsa în discuțiile noastre. Eu mă bag, tu păi ai băgat-o. Tu. Păi tu nu mi-ai spus, tu susții că între noi era o prietenie la momentul date-ului. De ce tu până atunci nu mi-ai spus chestiile care mi le-ai spus ieri? Așa de ce? Am considerat eu că nu trebuie. Păi atunci, dar eu ți-am spus totul pe față. Pentru și mine ce? O prietenie e pe față. Când păi e de bine, e de rău, e pe față. De tine, nici ți-am zis, asta nu mi-a plăcut, asta nu mi-a plăcut. Atât. Exact asta același lucru am făcut. Ieri ți-am zis, o, păi pac, 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 care-i treaba? Pac, 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 da. Exact. După ce ți-ai reglat conturile cu mine, știi că nu mai ai e așa. Lasă-o, te rog. Apoi pac, 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 da. Te rog. Așa, așa a fost. Așa a fost. Atunci ai prins, na,
Când vezi că avocata nu e disponibilă sau și-a schimbat clienta... La pensie, te rog. Asta e. Ești liber avocatul? Poți să... Vreau și eu să-mi iau un nu avocat. Cred că era momentul, Robert. Ce anume? Nu, e nimic. A încercat să detenționez atmosfera. Normal. Mulțumesc, Bianca. În sfârșit, ai primit o glumiță a mea. Nu, am primit un job. Atași cumva pe Alex. Da, mie oricum mă uit la voi. Atași cumva pe mine, Robert. Cred cum s-a ajuns situația între voi două. E destul de nasol. Eu sper să ajungeți măcar la un numitor comun, să măcar să vă înțelegeți așa, din respect și... Asta sigur. Eu sunt om, eu nu am chestii din astea, că vai pe cineva, nu suport, nu pot stau lângă el. Eu, decât despre mine, eu n-am nicio treabă cu asta. Eu mi-am spus toate ofurile încă ieri. Oamenii sunt diferiți. Fiecare... Pedro, multă... Dar tu nu ai lacrimi în ochi sau mi se pare mie că am vrut să întreb de mai mult timp? Știu că m-ai iubit, te-am iubit și eu. Cred că suntem într-o emisiune în care trebuie să ne spunem punctul de vedere și să nu ținem cont de prieteniile pe care le legăm aici. Adică de ce să... Ei, nu chiar așa acum, Patricia. Păi da, de ce să ții cont de prietenii de o lună când tu ai ceva de spus? Și ăsta e contextul emisiunii, să spui ce ai pe suflet și să comentezi la acțiunile altora. La situația voastră cu voi două, acolo nu era niciun mod de comentariu. Era mod că Patricia nu a făcut nimic, nu te enerva nona. Atât. Acolo nu, mă, închis. Și dacă a fost, gata, o confuzie, putea să spuneți, bă, nu a fost vocea... Păi am spus! Am zis-o de șase ori, Patricia, din cauza mea asta tot a fost. Că Patricia ca Patricia, dar Bianca, de la Bianca nu mă așteptam, așa? Da, Bianca, dar tu erai pe... Scuze-mă puțin, tu când erai, când ai intervenit, atunci tu asta ai spus, că nu era vocea Patriciei? Da, nu că nu era vocea Patriciei, că nu a spus ea cu asta și că nu are niciun interes să te vadă. Păi da, mă, dar supărarea nonei nu e doar asta, că are mai multe pe suflet, nu auzi de ei? Păi, da. Păi asta e altceva, mă. Bă, frate, problema... Nona are mai multe. De la când ei doi nu mai erau împreună, la modul că... Cu Patricia, că o îndruma că... Păi da, dar aici cu ce e vina Bianca, că nu i-a spus nona deranjări... Asta e altceva, corect. Pe ce i-a spus că e vina Bianca? Dar voi, băieți, acum... Eu vorbesc despre supărările. În general, vorbim față de subiect. Despre de ce sunt eu acum așa. Alex, nu te băga în chestiile astea. Lasă-le așa. Îs chestii de fete. Noi ne-am certat între noi pe chestii de fete, nici măcar pe băieți, pe asta. Deci noi le rezolvăm noi între noi. Ieri am rezolvat, am așa. Nu-ți fă... Nu te enerva și tu. Dă-le pace. Asta e. Diema. Eu sunt în cameră cu nona... Vorbim unele chestii și am mai zicea uneori, uite că îmi pare așa, îmi par privirile, păi și mie îmi zicea de tine. Dar eu te întreb pe tine. Ce zicea? Ce zicea? Stai că... Dați un pic să termin și după poate să zică. Și nona zicea, măi, nu vreau să-i spun că dacă ne certăm, că nu vreau să pierd prietenia, că mi-e drag de ea, că tot felul de cuvinte frumoase, de asta nu a vrut ea să zică. Și le-a tot strâns, și le-a tot strâns. Păi și de tine, exact același lucru. Ce i-au zis? Toate, că e ciudată, că nu-i place ciudată, cum te îmbracă acum. Hai, lasă! Bine, nu cu băga, Patricia s-a înțeles la unghi. Nu băga, pentru că nu ești în stare. Nu ești în stare să fii o conversație cu mine. De haine, ei, că-s vulgare. N-ai zis cuvintele tale, nu? Da, am zis că acum sunt vulgare. I-am spus așa ei, am stat-o liniștită. Păi i-ai spus, dar cum o vorbea? Cum ai vorbit? Sunt în stare să-i spun ce am pe suflet. Cum ai vorbit-o? Sunt în stare. Cum ai vorbit-o tu pe Emma? Cum ai vorbit-o tu pe Emma cu mine? Așa mai vorbit pe mine cu Emma. Nu, stai. Așa ai făcut, da. Pidești, 1, 2, 3, 4, ți le-am zis. Sunt asumată și ne-asum ți le-am zis. Nu mai asta scopul. Deci, da, ce-mi fac mereu, pentru că da. Deci ori vorbesc cu dânsă, el nu-i cu noi. Eu sunt tabacă mereu. Nona, el nu-i cu noi. Ideea nu este în chestiile care lasă-mă să vorbesc, pentru că mă învinuiește ceva. Nu mă deranjează, bași strâmbi prea tare și nu-ți permit. Nu-ți permit nici de cum. Mi-ai zis că nu-ți fac față, crede-mă că ți-o fac. Nu, că eu nu-ți fac nimica. Crede-mă că ți-o fac. De haine, când au fost predizgolite, ți-am spus că nu-i bine așa? Da. Bine, și eu am sudat în emisiune. Eu îi spun, crede-mă că îi spun, pentru că așa sunt eu. Nu e asta ideea, tu n-ai înțeles, Nona. Sunt un om asumat, crede-mă, din toate punctele de vedere. Eu n-am zis că nu ești asumată. Nu-mi băga vorbi în gură, care nu sunt. Ideea, știi care? Nu-mi băga zâzani și așa mai departe. Eu tot l-am dus în discuții pe eu, nu-ți vezi, doamne, că am vrut să-l cunoști. Băieți! Lui Emma i-ai spus foarte multe, o vorbesc pe din dos. Fii asumată și vorbește și uite, ideea. Lasă-mă să termin. Ideea este că tu, cum ai putut să mă vorbești pe mine cu Emma, ai vorbit-o și pe Emma cu mine și așa le vorbești pe toate. Că te dai pe lângă toată lumea, bine, asta e altceva. Cum te dai pe lângă băieți și toate alea? Ai vorbit, sincer, Bianca, eu te întreb, tu ai vorbit vreodată cu Patricia de Nona? Da. Păi și atunci despre ce vorbim?
Păi noi am vorbit despre emisiune, despre chestiile astea, păi nu despre cum e Nona, cum se îmbracă Nona și chestiile astea. Măi, fato, i-am spus fetei de multe ori că nu-i stă bine, că e predizbolită și așa mai departe, că se vede rău afară. Păi cum ai vorbit-o și pe ea, mai vorbit și pe mine cu ea. Și ea nu m-a recunoscut. Nona, m-a recunoscut că tu de mine ai vorbit cu ea. Ce-am vorbit? Exact ce-am vorbit. Exact ce-am vorbit. Tu ai spus numai ce ai și vrei tu, fato. Da. A zis că a simțit înțepături din partea ta, Bianca, că a simțit înțepături. Păi bine, într-o prietenie se spun pe față. Într-o prietenie se spun pe față. N-am vrut să zic. Eu cum le zic pe față, cum le-am zis, și ție, Nona, nu ești tu în stadiu aia. Nu ești tu în stadiu aia. Nu m-a zis și să nu te enervezi. Tu zici numai ce ești, nu te aranjează. Nu mă și aici da, printre dar ce mă aranjează și de asta sfânt aici, că mă aranjează tot. Da, da? Păi se vede că mi-a făcut planul. Stai tu liniștită. Păi eu nici n-am zis niciodată că sfântă. A ce?